Asociația Microbiștilor cu Extinție Rapidiști a fost prezentă joi pe stadionul Petrolul. Confruntarea directă dintre cele două pretendente la titlu a început într-o atmosferă de tensiune extremă. Ploieștenii în tricou de culoare deschisă se năpustesc pur și simplu asupra porții adverse, iar zileștenii cu cinci titulari lipsă se apără cu strășuție. În prima repriză... Soarta Petrolului se poate decide în câteva zile. Miercuri va fi o nouă înfățișare la Tribunalul Prahova cu privire la procedura de intrare în faliment a clubului petrolist. În funcție de decizia instanței se poate ști ce drum va lua Petrolul. Dacă se pronunță falimentul, gruparea petrolistă poate începe o nouă viață din Liga a treia. În caz că se va acorda o nouă amânare, formația petrolistă trebuie să se înscrie cu datoriile existente în Liga a doua. Majoritatea fanilor văd în Vivi Răchită omul care poate ajuta clubul să depășească situația disperată în care se află. De aceea zilele trecute Răchită s-a întâlnit cu o parte a suporterilor pentru a discuta despre soarta Petrolului, iar în aceste zile Răchită poartă discuții și cu noua conducere a primăriei pentru a găsi o soluție ca FC Petrolul să fie menținut în viață. Indiferent de liga în care va juca, echipa ploieșteană trebuie să-și refacă trupa din temelii. Asta pentru că o mulțime de jucători au plecat sau au fost declarați liberi de contract, cum a fost cazul lui Abdelah Zubir, declarat jucător liber de comisiile FRF-ului, iar clubul a ratat o nouă șansă de a primi ceva bani de pe urma unui posibil transfer. Același statut îl poate primi și portarul Cobrea, cel care a depus cerere să devină liber de contract din cauza datoriilor financiare. Cobrea poate ajunge la Dinamo, acolo unde este deja Cătălin Grigore, antrenorul cu portarii. În schimb, atacantul Victoraș Astafei e decis să nu depună memoriu împotriva clubului. Astafei a spus că a revenit la Petrolul pentru suporteri și datorită acestui motiv nu va reclama clubul chiar dacă nu a primit niciun ban. Fostul golgheter al Petrolului a mai spus că are oferte atât din țară cât și din străinătate și ar dori să prindă un contract la o echipă din Europa. CS Păulești și-a dublat palmaresul în doar câteva zile. În weekend, gruparea prahoveană a fost premiată pentru câștigarea titlului județean. Asta după ce săptămâna trecută Păuleștiul a sărbătorit câștigarea Cupei României, faza județeană, pe stadionul Astra, după un succes în fața celor de la CSO Plopeni. Acum, în ultima etapă a campionatului județean, CS Păulești s-a impus cu 6-1 în fața celor de la AFC Brebu. Golgheterul echipei, Andrei Ciobanu, și-a confirmat statutul de om de gol. El a reușit o triplă în poarta Brebului, care a contribuit la o performanță individuală unică la acest nivel. Păuleștenii au marcat în acest sezon numai în campionat 140 de goluri, iar 57 dintre ele au fost opera lui Ciobanu. Celelalte goluri ale meciului au fost reușite de Naie, Pantilimonescu, Cocoș și Pancovici. Ultima victorie, titlul și cupa au picat bine, mai ales că aceste performanțe au coincis cu sărbătoarea comunei. Chiar dacă faza județeană s-a încheiat pentru formația din Păulești, urmează acum o dublă națională pentru accederea în Liga a treia. Ciobanu, Naie și ceilalți jucători vor disputa barajul cu Euro Dumbrăveni, campioana județului Vrancea. Prima manșă este programată la sfârșitul acestei săptămâni, sâmbătă, în deplasare. Apoi, după încă o săptămână pe teren propriu, se va juca returul. Astăzi, Asociația Județeană de Fotbal și Clubul Păuleștean au demarat înscrierea echipei la înfruntările pentru calificarea în Liga a treia fotbalistică. Primul pas este achitarea unei taxe obligatorii în valoare de 3.000 de lei către Federația Română de Fotbal. Da, mulțumim regia. Un coleg din presă vă adresează domnilor câte o întrebare. Imediat neapoi, ai văzut că ne-am pregătit și pentru Rapid Petrolul, imediat. Sorin Georgescu de la Mediafax vă adresează câte o întrebare. Încep cu Naedi. Prin ce calități credeți că v-ați impus în echipa de aur a echipei Petrol? E cam greu de spus, dar... Lăsăm modestia la o parte. Eu cred că am ieșit în evidență mai mult prin calitățile tehnice. Ții minte că sportul popular în vremea aceea se dădea jucătorul etapei. Și dumneata ai fost nominalizat 8 etape la rând.
A, nu mai știu. Nu mai știu. Știu. Dar așa, calități fizice, eram cam mic. Înălțime 1,70 m. Da, era acolo. Dar cred că au calitățile tehnice au fost în primul rând cele. Deci calitatea paselor, deci în timpul unui joc eram servant. Nemulțumit dacă nu dădeam un pas sau două să las pe domnul Mircea Dridea aproape singur cu portarul. Bineînțeles că nu eram numai eu, era și Sandu Badea, și Sandu Badea era, îl consider, unul dintre cei mai buni jucători pe care a avut Petrolul, care tot așa era foarte, foarte tehnic și care avea calitatea asta să paseze foarte bine, să centreze bine. Și preocuparea noastră și a mea și a lui, că mai stăteam de vorbă între noi, bă, dacă nu-i dăm o pasă lor la să lăsăm singur cu portarul, înseamnă că n-am jucat corect meciul acela. Pentru Neapuiu, care este cel mai mare regret al dumneavoastră și se referă ca fotbalist al Petrolului? Cel mai mare regret este faptul că, dincolo de aceste rezultate, aceste performanțe care le-am avut cu echipa de club și pe care le-ați enumerat, nu am avut o prezență în echipa națională, ci numai la junior, era un Sorin Avram, era sigur că Haidu de la Dinamo, am jucat în, de la Steaua, am jucat în multe selecționate care se spuneau că sunt de fapt niște selecționate practic divizionare, deci care puteau oricând să dea jucători, dar acolo, în vremea aceea, meciurile oficiale erau atât de rare, încât nu îți permitea folosirea unui număr foarte mare de jucători. Și dacă, adică de meciuri puține, se rulau puțini jucători, da? Am și dacă practic... Neapuiu, dar compensează că ești singurul jucător al Petrolului care a antrenat o națională străină, cea a Siriei 92? Compensează, să zic. Eu zic că compensează. Poate că e mai greu. Vezi să fie... Vezi cum cel de sus le egalizează. Auziți, așa? În echipa națională au jucat, nu vreau să enumăr, și jucători care parcă nu spuneau chiar foarte mult ca și valoare. Da? Nu vreau să dau un nume. Să preferau Steaua, Dinamo, Rapid. Exact, da. Familiile... Dar ce? Așa era cu partidul. Ca antrenor mi se pare că este mai dificil să poți să antrenezi undeva și mai ales peste graniță și mai ales o echipă reprezentativă. Așa că sunt de acord cu ceea ce spuneți și cred că compensează din plin. Da. Și pentru domnul Arsene, peste cât timp tânăra generație galben-albastră va putea admira noul muzeu al echipei FC Petrolul. Deci, deja noi avem fanionul original adus de titel, avem trofeul din 60. Cristi, hai să le mai arătăm o dată, dacă vrei. Poți? Așa. Fanionul, v-am zis, trofeul original. Mai avem și aici titel, a venit și cu câteva poze. Da. Deci, titel? Cu adevărat, ceea ce avem aici pe masă, am lăsat mai la urmă să discutăm despre această avere, ca sigur, să spunem așa. Deci este puiul care se lasă echipei, nu? După câștigarea sigur campionatului, nu? Sigur, sigur. Da. Am, pot să spun că am avut onoarea ca să o... Nu se vede. Țin și eu. Da. Să o mângâi, pentru că normal ca fiecare acolo, la da, mă rog, nu mă bag, iubitor al lucrurilor care am înțeles, mă scuze, am înțeles că și alea cu viteze, fanioanele recente au dispărut. Poate ne zice ceva, domnul Mateescu, pe unde sunt. Da, nu știu. Este adevărat că s-ar putea să mai fie încă pe acolo prin birouri. Eu chiar fac un deci apel în birou și nu la tine. Fac un apel către la conducătorii clubului că ar fi indicat ca aceste fanioane oficiale să aibă locul lor tot în stadion, exact la etajul 3, chiar în fiecare zi. Sunt apt și aștept oricine ar vrea să și dorește aș să face, vină, da, să vadă. Aș face și o intervenție. Da, chiar dacă. Și rog pe regia să prindă dacă telefonul de la Oradea. Deci chiar dacă cel care s-a îngrijit ca această cupă să fie păstrată în regulă până astăzi și chiar să fie aici,
prin insistențele domnului Pușca și ale mele, deci și-a dorit să rămână sub anonimat. Noi sigur, trebuie să-i mulțumim sigur, pentru faptul sigur, că sigur, ne-a oferit absolut, posibilitatea absolut, să sigur, vadă și sigur. Cred că, dacă nu mă înșel, nu știu cine a mai oferit imaginea cupei în acești mulți ani care a trecut de acolo, pentru că... Deci nu s-a cam știut. Da, este un obiect deci, prețios. Îi mulțumim celui care ne-a dat-o. Da, deși da, a dorit fără să divulgăm. Pentru faptul, sigur, pentru faptul dar, că așa a dorit să rămână în anonimat. Până la urmă ea se va duce la muzeu. Că sunt nu, știu convins, ce va, nu știu ce să vă întâmplă. Peste 2, 3, 4 ani când va fi un adevărat muzeu. Da, nu? Să știți că e un lucru important, ca sigur. Până va ajunge undeva, unde probabil este firesc să ajungă, să mulțumim celor care absolut, au avut grijă să o păstreze, nu să o arunce, nu? Absolut, să știți că a mai existat o cupă sau, mă rog, nu știu, un trofeu al Petrolului care a fost găsit în dulapul cizmarului la Petrolul și s-a mai discutat treaba asta. Da, da, da. Vă dați seama că nu era chiar normal ca cizmarul ăla să... Este să... vorba tocmai da, de această da. Cupă. Asta. Nu cred da. Că era asta. Eu asta știu că de alta este a fost această cupă, cizmarul avea aici crampoane și șuruburi. Și Costică Moldoveanu a găsit-o, a lustruit-o și i-a dat-o acestui domn de care... În păstrare, da. În păstrare, nu... E bine că a fost păstrată, că dacă rămânea la cizmar, probabil nu mai exista. Da, și ca să răspund punctual, așa. Deci chiar din acest moment, cine dorește să vină la stadion, poate să viziteze umilul meu muzeu. Eu îi spun muzeu pentru că nu mai e deja o colecție particulară a mea. Mai sunt colecționari care au... Păi stai puțin, că eu am înțeles, mă scuz, da. Când s-a făcut arena asta frumoasă, era un spațiu undeva pe la parter pentru club. Era destinat. Da. Ce toate spațiile acum sunt botezate acolo? Da, îmi place cum... Da, spiritul și, tău, da. Urmează și hipodromul și acolo e, am înțeles, nu, e botezat restaurantul. N-avem... Nu mai există niciun spațiu liber. Am beneficiat de spațiu care era alocat presei pentru că am reușit să ducem presa pe parte de work, deci tot ce e lucru presă, să ducem la parter, așa să facem acolo o legătură cu internet și, da, și cu conferința, cu tot ce este acolo. Așa, și am reușit sus să liberăm o zonă mai mare și pot să spun că este un spațiu destul de generos, în jur de 130-140 de metri pătrați. E adevărat că deocamdată nu beneficiez pentru că nu avem alte mijloace Pintele în interior, nu beneficiez decât de stareții. Cei de la a doua ce fac? Vor să vadă și ei ce fac cei de la a doua? Păi, acum nu știu cum ar putea să funcționeze această chestie în timpul meciului sau eu știu înainte de meci, pentru că cei de la a doua... Și dacă vine, să zic, vine unul cu fisul Marțea și nu e etapă, nu nimic. Da, poate să vină, eu sunt acolo zi de zi. Eu sunt acolo zi de zi. Să știți că vin. Și vezi că mai sunt unele obiecte, că tot vorbim de asta, da. La Muzeul Sportului pe care l-a făcut admirabilul antrenor și om și profesor de sport Artur Hofmann, Dumnezeu să-l ierte, am înțeles că pe la Muzeul de Istorie am auzit și o secție, dar s-a desființat. Am auzit și eu această poveste. Sunt și... aruncate într-o magazie. Nu, am impresia că nu mai sunt deloc. Nu mai sunt deloc. Păi uite cum se pierd. Am auzit de aceea. Am luat da? Și puțin firul acestei istorioare și știu și de la doamna Alista Barcea de chestia asta că au fost câteva persoane care i-au cerut niște obiecte din perioada respectivă. Eu am o stimă deosebită pentru această doamnă. Mi-a promis că îmi va aduce și bustul lui Costică, așa să-l am acolo alături de... Alune Mihai Mocanu e la Străști. Da, urmează și acela. Marius, mai încerci la Oradea? Ca să știm dacă mergem mai departe sau nu. Încetul cu încetul dorim să populăm acel muzeu și cu obiecte mai deosebite. Deocamdată avem tricouri, avem eșarfele, avem foarte multe fotografii, multe din ele le-am adus și aici. Să spui celor, să zic, interesați, pentru că voi dați... Dați cu document că va... Ce da, s-a... deci am... Deci, a fost o campanie, deci până acum știu că o parte din obiecte au fost achiziționate de Octav în numele unui colectiv. De aici încolo, toate
lucrurile care îmi vor fi aduse, așa, da? O să facem o inventariere. Da, inventariere cu, poate omul zice, vă dau voi și eu, din punctul meu de vedere, las tot ceea ce mi-aparține mie acolo. Păi, asta, nu, așa e și normal. Da, mi-am făcut un... Așa e și normal. Un lucru de glorie și de cinste așa pentru mine, ca să aduc tot ceea ce este normal să punem la dispoziția tuturor iubitorilor de galben-albastru. Trebuie. Să mergem mai departe. Domnilor, nu prea s-a vorbit. Unde făceați cantonamentele? Cum era perioada în cantonament în anii 60? Știu că de regulă ziua de luni mergeați la film, fie la Cinemascope, fie la Progresul, că astea erau cinemaurile de lux. Marțea, când mai era câte o revistă bună, Nea Alexe Marcoviș vă chema la estrada teatrului care era atunci pe Bulevard. Nea Puiu. Dacă mi-amintesc bine... Bănuiesc că nu jucați numai Remi sau altceva în cantonament sau citeați Shakespeare. Dacă mi-amintesc bine, ceva. Vorbim de niște cantonamente pe care eu, practic, nu le-aș denumi ca o regulă sau ca un program permanent sau continuu sau eu știu care făcea parte dintr-o săptămână. Se făcea după, pentru fiecare partidă, nu se făcea cantonament? Bine, cantonamentul consta într-o ziua dinainte a jocului, da? Dacă se juca duminică, sâmbătă, echipa era chemată și în... Știu că la ICOTS era unul din sediurile de cantonament aici. Altă dată se căuta câte un sediu prin județ, pe la Băicoi, chiar și pe la Drajna s-a făcut pe undeva. Cum să spun? Astea vorbim de cantonamentele dinaintea jocului. Da? Aha. Au mai fost poate și altele, o să completeze poate Edi, dar stați din cel. Dacă vorbiți de cantonamentele de pregătire, alea dinaintea de iarnă și de... Nu, zic astea alea se făceau aproape invariabil Sinaia, nu știu, la Predeal, parcă s-a mai putut, dar rar. Acolo mergeam pentru cantonament. Înainte de meciurile de campionat, am făcut cantonamente pe Gabriel Peri, pe strada asta unde este casa pensionarilor, unde așa... Pe Maramureș. Da, pe Maramureș. Dar nu mereu, Edi. Da, unde e o grădiniță acolo. Nu mereu, grădinița. S-a tot schimbat locul. O perioadă destul de lungă. Așa, am făcut acolo. După aceea știu că în 63, când am venit eu la Petrolul, am făcut cantonament la Câmpina. Era partidul, așa, avea o casă, așa. Conspirativă. Eu mi-amintesc mai degrabă de Băicoi, era un fel de... După aceea... Da. Mâncam aici la cantina... Partidului. Deci cantonamentele se făceau de vineri seara. Deci noi vineri, Neilie și Cerneanu când era, vineri făceam un antrenament ușor, bănuiesc, cu juniorii, un joc, și meciurile se jucau duminică după amiaza la ora... Care era programată. Da. Și de atunci intram în cantonament. Sâmbătă nu mai făceam antrenament, nu e ca acum să faci 15 minute. O plimbare, ceva? Așa, o plimbare, bine, că nu dar aveam... Dar antrenamentele se făceau pe stadion, pe Ilie. Da, eu cred că el își amintește mai bine decât mine, că eu de obicei, bine, el era plecat, la vremea respectivă... Dar și în avetiz neapuiu. Exact asta vreau să spun, de multe ori nu prea ajungeam vinerea, cum aveam și cursul, facultate, și atunci, chiar și la un meci, mi-amintesc la Petroșan, dacă nu mă înșel, a trebuit să ajung, era ceva care nu puteam să lipsesc de la facultate, și a trebuit să iau un tren noaptea, să merg, și nu existau vagoane de dormit sau condiții, eu știu, deosebit. Am dormit în plasa de bagaje sus, ca să pot să mă odihnesc, să nu pierd noaptea. Da. Și am ajuns la 5 dimineața și orbecăiam prin Petroșan, că nu știam la ce hotel. Dar, mă rog... Păi erau... aveau unul singur. Auziți? Apropo, asta complectează... Erau unul singur. Auziți? Asta complectează întrebarea prima care a spus-o, ce amintiri. Cred că și astea sunt amintiri frumoase. Să ajungi la un meci de fotbal la Petroșan, să dormi noaptea în plasa de bagaje de la... Și tocunașul, nu? Nu mai mi-amintesc de tocunașul. Tocunașul, că dacă erai cu
Mergeai cu bilet, erai la clasa întâi. Deci, cantonamentele le făceam de regulă de vineri seara și mâncam aici la cantina partidului. Cam ce mâncați? Ca așa, acum să spun... Păi ce mâncam? Eu știu, eu cam ce se mănâncă și acum. Adică nu mâncam cum s-a vehiculat, că doctorul ăsta de la echipa națională le-a dat o căniță și nu știu ce, nu. Da. Deci, de regulă, mâncam muș de vită, mămăliguță cu brânză și smântână. Acum văd că au venit cu paste făinoase, cu alte tipuri, spaghetti, cu da. Apă plată nouă, apă plată n-am avut. Era ciușmea aia de la tribunate, a, apă toată lumea. Nu? Păi, da. Nu era ciușmea aia lângă vestia? Și luni eram liber. Jucam duminică după amiaza, luni liber, marți venea antrenamentul, făceam antrenamente marți, miercuri, joi și vineri. Vineri încheiam aproape mereu cu un joc cu echipa de juniori, în care Nea Ilie sau Cerneanu, care erau în perioada aceea, că am fost 9 campionate, am jucat, așa, își făceau echipa care trebuie să joace duminică. Deci cam vineri știam cine joacă, cine nu joacă. Cam păcut cașcaval jucați. Pe cașcaval nu jucam pe niciun cașcaval. Erau primele, nu. Prima, la victorie. Primele de joc nu erau diferențiate în funcție de meciurile din deplasare sau de meciurile acasă. Erau sau fixe. Sau în funcție de adversar. 300 de lei. 300 de lei. Așa, 300 de lei. 300 de lei, 700 era salariul mediu. Eu eram eu eram angajat la Braz, că eram tehnician chimist, terminasem o școală tehnică, așa, aveam salariul 770 de lei. Deci o primă de joc era cam jumate, așa, mai jos de jumate. Și dacă erau vreo 3 pe lună, era bine, nu te temi. Acum depinde. Eu nu mai mi-aduc aminte. Un bilet la meci în perioada spun eu. 8 lei la tribuna, nu, 10 lei tribuna 1, 8 lei tribuna 2, 5 lei peluze. La peluze 5 lei multă vreme, așa. Cred că e prea mult ce zici tu. Îl sună pe Doru Alexiu și acum vine cu biletele. 66, da? Da. Așa e 66. Are. Nu mai mi-aduc aminte. E documentat. Păi tata era membru susținător și... Da. Auzi, vreau să adaugă ceva ce a uitat el. Că trebuie să dăm la meniul ăla care așa, când echipa mergea bine și Nea Ilie era foarte fericit. Sau, așa? Să știi că primeam aici la cantina partidului un păhărel de vin negru cum nu se găsea pe piață. Deci vă spun ce vin. Deci ne dădea câte un pahar de vin din ăsta, era busuioacă de bohotin de care beau șefii noștri. Nu, i-am zis paharul, mărimea unui pahar, nu mic. Ne dădea, dar nu mereu, când echipa a mers când bine, era, când era vineri seara ne dădea un mușculeț de vită făcut la grătar așa frumos și un pahar de vin busuioacă de bohotin era... Super bun, dulce. 1966 a fost anul cel mai cu satisfacție. Deci au fost busuioacele. Atunci s-au umblat pe la pivnițele. Deci este o întâmplare povestită de primul medic a echipei Petrol 52, Nea Virgil Drecea. Nu știu dacă mai trăiește. Da, medic. Cum să trăiască, că avea 100 de ani acum. Nu mai trăiește, dar să știți că nu e foarte mult de când. Da, da. Adică și mi-a povestit mi-a povestit un episod imediat după finala cupei pierdută de noi în 52 cu CCAU. Așa cum se obișnuia atunci, staful echipei din București a invitat echipa, toată echipa Petrolului și conducerea la Casa Armatei din București, la Salonul Roșu, unde acolo concerta, să zice, seara Angela, marea cântăreață a muzicii populare, Angela Moldovan. Pe la 10 seara și-a făcut apariția și Nicolae Ceaușescu în ținută de ofițer. S-a așezat lângă... Nicolae sau Nicu? Da. Nicolae Ceaușescu. Da? Era un ofițer. Nu mai țin minte cine era în perioada aia președintele... Nu, era un politru din ăsta care... mi se pare Mănescu. Nu mai țin minte. Președintele, secretarul... Era și cu propaganda, dar era și președintele Clubului Sportiv al Armatei. Clubul Sportiv, da. Mă rog, a venit Ceaușescu, bineînțeles că au dispărut sticlele și țigările. Ceaușescu a băut numai apă minerală, a inspectat așa cu coada ochiului cine sunt jucătorii
Cert e că Neirie, cu cei care mai fumau în perioada aceea, au ieșit afară să fumeze. Când a trecut Ceaușescu, care a stat cam o jumătate de oră, când a trecut pe lângă băieți, a zis: băieții, felicitări, îmi place cum ați jucat, țineți-o tot așa. Idiotul nu știa că ai noștri erau acolo, nu erau ăia de la București. Publicitate.